Un moldovean de 41 de ani care venea din Germania a umplut o mașină de spălat cu calculatoare și a vrut să treacă frontiera prin coridorul nimic de declarat. Însă nu i-a mers vameșii, descoperindu-i vicleșugul. Bărbatul venea din Germania la volanul unui microbus Mercedes-Benz Sprinter și din start a selectat coridorul nimic de declarat. În timpul controlului a spus că are doar bunuri personale. După o verificare însă mai amănunțită, vameșii au descoperit 20 de calculatoare în interiorul mașinii de spălat, din care era de fapt doar carcasa. Acum bărbatul a rămas și fără laptopuri și a fost și amendat, fiind sancționat contravențional.